Din păcate, venirea pe lumea unui copil nu le aduce bucurie unor femei care au născut în spitalele din Bistrița, Năsăud și și-au abandonat micuții în spitale. Nu toți au reușit să ajungă în grija unor părinți. Doar 5 dintre cei 8 copilași abandonați anul trecut, imediat după naștere în spitale, au parte astăzi de zâmbetul și grija unui părinte. Ceilalți 3 au rămas încă în spital. Angajații Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud au instrumentat anul trecut 13 cazuri de copii abandonați imediat după naștere în spitalele din județ, potrivit bistrițianul.ro.